Apa din piscină este foarte rece. Cât de diferit e apa aceasta! Sunt aproape 50 de grade, Mircea! La mine sunt 10 grade de frig! Ne crapă pietrele! Dar cum ai vrut altfel? Dacă accidental apa din piscină s-a scurs, iar noi am umplut-o cu o apă foarte, foarte rece și am oprit căldura care vine în această apă! Iar în spa, intenționat, am dat temperatura la maxim! Și pe noi de ce ne-ați chemat? Și mai cu seamă ați deschis ușile de la spa! Pentru că astăzi vrem să facem challenge-ul 24 de ore în piscina cu apă rece ca gheața versus piscina fierbinte ca soarele! Și totuși, noi pentru ce? De ce ne-ați chemat? Pentru că voi veți sta în aceste două piscine! Și pentru ce trebuie noi să facem asta? Simplu! Pe câștigător îl așteaptă! Să îndeplinim orice dorință ar avea! O, așa! Dacă Melissa nu vrea, eu da particip! Și eu vreau! Mami orice nu vrea. Dorință, numai pentru! O, și eu! Atunci alegeți-vă piscinile în care plecați! Melimi! 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 Mami, eu am piatră, deci am câștigat! Melissa, îți alegi piscina? Desigur, mie îmi place mereu sauna, fierbintele! Deci, aleg această piscină, papa, eu m-am dus! Și eu că respiram că voi fi la călduț, nu vreau în piscină rece! Wow! Caldul, dar nu chiar așa! Și asta? Parcă e foc acolo de sopt, un cuptor! Da, Melissa, temperatura apei are aproape 50 de grade, iar corpul uman are 36. Voi vă dați seama ce se întâmplă atunci când temperatura crește la 39 sau, Doamne ferește, la 40 sau 41. E febră, tati! Cum să intru în așa ceva? Iarna nu a fost apă atât de rece în piscina asta mare! Îmi amorțește tot corpul! Nu mai rezist! E rece! Mi-e frig! Timpul a început să se scurgă! Ele nu știu ce pedepsele vor aștepta. Eu credeam că voi putea rezista în această apă cel puțin câteva ore, dar este mult prea fierbinte. Nici măcar 5 minute nu cred că voi sta. Apa este atât de rece că mi-a amorțit tot corpul și sunt toată încordată. De-abia pot să vorbesc. Probabil că voi pierde challenge-ul de astăzi! Gata! Am găsit soluția cum să stau în această apă cât mai mult! Deci m-am pus așa pe scară și nu mă mișc de fel! Așa apa nu pare atât de fierbinte! În schimb, eu voi face mișcări și exerciții să-mi încălzesc corpul! Și chiar și voi nota! Important să nu mă gândesc la apa asta rece ca gheața! 1, 2, 1, 2! Ce rece! Vine că mă cărsoară este afară, dar nu ajută! Iată a venit și prima probă! O înghețată, foarte rece și arde iute! Foarte iute! Da, Mircea, de înghețata chiar acum! Este foarte fierbinte aici! Eu nu consum ardei iute, dar aici m-ar ajuta foarte mult să mă încălzesc! În apa asta rece! Noi știm tocmai de ce ne-am gândit la voi, la ambele! Bine, Melissa, recunoaște-te! Mulțumesc, hai de un coace! Cu acești ardei iuți! Dar de ce? Și așa aici este extrem de fierbinte! Ce să fac cu
ăștia? Să-i mănânci? Și mie îmi revine înghețata. Da? Să te răcorim. Vreau să pun mâna. De unde ai scos-o? Din congelator? Da? Pentru acest challenge? Și mi-au picat ardeii cei mai iuți. Cine nu mănâncă până la capăt bucatele pe care le-am adus, va pierde imediat challenge-ul. Ok, nu vreau să pierd challenge-ul. Negura! Taghi! Nu știu, Melissa, încearcă pe celălalt. Dacă până acum era înghețat tot corpul, în afară de cap, acum și capul deja. Nici nu pot să țin lingurița în mână cât este de rece. Ce rece? Mă dor și dinții în gură. Important să nu răcesc, dar challenge-ul nu vreau să-l pierd. E gata! Mami, hai tu mai repede, ieși din apă, pentru că arăți deja ca un țurțure de la streșina casei. Aha, și să pierd challenge-ul? Nu, uite-te mai bine la tine, ești roșie ca un rac. Probabil că foarte mulți dintre voi știți cum este într-o piscină foarte rece, dar într-una foarte fierbinte este și mai ceva! Îți arde tot, degetele, picioarele, urechile, mâinile, tot! În următoarea provocare, apa din piscina lui mami va fi de două ori mai rece, pentru că am o găleată plină cu gheață! Oh, nu! Te dau pe tine! Mircea! Și că și coada asta de sirenă! Încremenit tot acolo! Chiar e gheață adevărată! Câte grade oare să aibă apă? E foarte, foarte, foarte rece! Cred că a ajuns pe la vreo 6 grade. Da, încă un pic și îngheață. Picioarele deja nu le mai pot mișca. Stau locului. Dar cum să le miști dacă ai coadă? Mami, ce te plângi așa? Tu nu-ți imaginezi cât de tare eu vreau ca aici la mine să mi se torne gheață. Se va torna, Melissa? Ce? Apa ta este fierbinte, iar va fi fierbinte și mai mult. Așa fierbinte. N-am înțeles. Ce cu șlapul? Ce? S-a dezlipit? Ai văzut? Este extrem de fierbinte. Ce ăsta? Acum trebuie să-mi cumpăr alții. Voi îmi la desculți. Melissa, nu fi încăpățânată. Ieși din piscină și să încheiem cu acest challenge extrem. Hai că nici nu pot vorbi! Ieși? Ba nu, tu ar trebui să cedezi! Mircea, eu zic să mergem în saună, să nu ascultăm certurile astea fetelor! Adie! Cât de mult aș vrea să stau și eu în saună! Dacă mai stau puțin în apa asta rece, mă transform eu într-un cub de gheață! Apăsați pe like ca să câștig acest challenge! Încurajați-mă! Mai bine un cub de gheață decât un nou fiert! Cât este de fain! Da, Mircea! Ia să ne scrieți și voi! Vă place să mergeți și voi la o saună? De care? Finlandeză, turcească, rusească sau mai știu eu! Melissa, auzi? Când băieții nu sunt, am o propunere! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Da!
Bravo, Elisa, așa e că e idee bună. Tate, ce părere ai? Să deschidem o piscină pentru toți abonații noștri. Și să-i invităm la piscina mare, la jacuzzi, în sauna finlandeză, în sauna turcească. Hai, bună idee, Mircea. Da, și pot petrece timpul frumos cu familia Milimi. Tocmai de aceea, pe YouTube, pe familia Milimi, am creat o rubrică specială pentru membrii care se alătură. Iar o parte din ei se pot întâlni cu familia Milimi. Iar toate condițiile le puteți vedea pe pagina noastră de YouTube. Deja începe să se dezmorțească corpul meu. Tot am vinițit deja. Ce de hal, ce bine! Tu te voi cărai, dar aici este perfect! Numai bună descălcat! Da, aici nu trebuie să fac nici exerciții și nici să mă mișc prea mult. Doar să mă relaxez și atât. Chiar e cald și bine, Melissa! Iată-mi doi overii! Mie mi s-a făcut dor de iarnă! Și iată aici mi se îndeplinesc toate dorințele! Iată voi dacă ați fi fost ales! În care piscină ați fi vrut să stați? În cea rece sau cea fierbinte? Scrieți în comentarii! Chiar sunt curioasă să aflu și părerea voastră! Mami! Băieții! Ce facem? Mircea, nu-ți pare că fetele sunt cam prea vesele? Prea fericite ele sunt! Ba da! Dar de ce să nu ne bucurăm? Ne place și nouă piscina! Și deja cam ne-am acomodat cu apa din piscină! Mami, tu ai fi trebuit să fii acum un boss de gheață! Dar te văd cam îmbujurată! Dar tu trebuia să fii fiartă! Apa tot este fierbinte! Păi cum ai putut să fie? Nu știu cum reziști tu acolo. Lasă că vă stricăm noi vouă veselia! Mami, uite ce am pentru tine! Gumă de mestecat! Ce? Păi scrie mentă puternică! Cu efect de iarnă! Tu ce glumești? Și un fulg! Și trebuie să mănânc? Dar nu vă dați seama că aici așa e rece piscina! Da, și vreau să văd cum vei face tu un balon! Nu știu cum voi putea încălzi și pe mine și guma! Și mai rece s-a făcut! Dar nu lua doar una! Tot pachetul! Mai am încă unul! Gata, e suficient doar un pachet! Îl iau pe ăsta! Poate numai trei. Mami, ia-le te rog pe toate să faci record mondial. Cel mai mare balon din lume. Mă tem că o să zbor cu acest balon. Nu, suficient una. Ce e rece? Nu poate să fie așa de rece. E baie rece, încercă-și tu. Poate vii și tu în apă, a? Lasă, nu vreau să răcesc. Și în locul tău nu aș face așa mofturi. Pentru cuptorul Melisei ne-am gândit să-i facem o saună de nota 10 cu mături și cu o căciulă. Ce? Da, Melisa, îți place sauna, nu? Nu spui tu asta? Dar aici este extrem de cald. Pentru ce căciulă? Vrei cu totul să mă opăresc aici? Mhm. Guma este atât de rece că nici balonii nu vrea să facă. Mai încerc o dată. E mai bine. Hai, Melissa, ieși din apă. O, măcar ceva bine. Și cum urcă-te aici? Hai, porcim căciula. Ce? Da. Căciulă! Obligatoriu! Este atât de cald și încă în ghimpă!
Annelisa, ești bulcă și vezi chiar acum o bătaie de nota 10. Sper să nu fie atât de fierbinte! Dar cum ești? Da, da, da! Știu! Le-ai furat în apă atât de fierbinte! Știu, atât vine aer cald de la jacuzzi! Iar acum? Gata, mai bine e în apă! Acum întoarce-te și pe spate. Așa. Gata? Da, să remui și în apă cârbinte. Și mai plice. Mi le s-a colo se topește de căldură, dar la mine baloanele nu-mi reușesc de la apa asta rece. Hai că e bun? Încă o dată. Încă mai tare s-a încălzit aici. Mai bine nu făceai cu mătura asta! Ce idee proastă! Înghețat! Ce-ai spus? Înghețat! Ce? Înghețat! Ai înghețat? Da! Mi s-a făcut milă! Stai că ți-aduc acuși ceva! Te rog! Mă ajută! Mami! Hai ești din piscină, să te încălzești! Am adus în cojoc! Cel mai gros! Ce de bine! Hai de la coace! Dar stai, eu din piscină nu ies! Acuși ai să spui că am pierdut challenge-ul! Bine gândit! Chiar e călduros! Iată așa, da! Perfect! Deci ideea mea a fost bună, nu? Nici vorba, Mircea! Da, e cu mult mai bine! Bine atunci! Încăzește-te în apă! Pa, pa! Ce a fost asta, băieți? Ce rece! Și când și haina asta grea! Păi dacă ești deja îmbrăcat gros, teoretic ar trebui să fie cald. Dar dacă așa, pa, pa! Și greu, și rece! Mi-a trebuit să accept cu mantoul ăsta! Acum trebuie să suport și asta pe spatele meu! Mami, dar cum să accepti ca să te încălzești? Noi trebuie să fim mereu la egal! Dar voi aveți doar challenge-uri și pedepse? Cadouri nimic? Aha, așteaptă de la ei cadouri, Melissa! Misiunea lor în challenge-ul de astăzi doar să facă mișto de noi! Bine, avem un cadou magic pentru voi! Doar că avem un singur cadou și pentru asta vom vedea cine este câștigătorul! Ia, primește, Melissa! Aici ai un tablou. Da. Unde va trebui să desenezi un desen, dar nu un simplu, dar o istorioară pe care să o povestești abonaților. Și dacă istorioara ta va acumula cele mai frumoase comentarii și mai multe, atunci vei câștiga challenge-ul. Și doar aceste culori, roșu și iarăși roșu? Conectați-vă imaginația! Oricum ei vor să râdă pe seama noastră. Aceeași sarcină ai și tu! Doar culoarea albastră? Tu ești regina zăpezilor! Și a ghețarilor! Oare ce pot desena? Vă rog să mă ajutați să scrieți în comentarii! Nici idei nu am la cât de tare mi-a înghețat! Și creierul și tot! Și cum să scupic mâinile! Gata! Mi-a venit în minte o povestioară foarte interesantă! Și sunt sigură că o să vă placă și vouă! Ia priviți aici! Mama,
Tati, dar ce nu-ți pare că surpriza este prea scumpă? Dar și fetele o merită pentru ziua de astăzi. Oricum, cea mai mare surpriză este să îi îndeplinim orice dorință uneia din sirenele noastre. M-am gândit la o povestioare atât de interesantă. Sper să țineți cu mine și să mă înțelegeți. Chiar dacă nu am desenat, chiar fain. Dar mâinile îmi sunt înghețate și nici creionul deja nu mai colorează. Nu am altă alegere. Voi face și un soare al vostru. Oare ce culoare este soarele în realitate? Galben? Sau de o altă culoare? După cum vedeți, bărcuța noastră este în largul mării și așteaptă să iasă capitanul sau să vină de undeva și să o ducă departe să viziteze cât mai multe orașe, țări și poate să ajungă și la Țărm, să ajungă pe nisip să se încălzească un pic. Asta este istorioara. Dar dacă aveți și voi idei, scrieți în comentarii și eu o să le spun și o să câștig challenge-ul ăsta. Vreau cadoul băieților. E frumos, nu? Gata! Eu am desenat o scoică frumoasă care stă pe o plajă de nisip și în fiecare zi arde soarele. Este singură, este trist și mereu așteaptă în fiecare anotimp să vină un val cât mai puternic și cât mai mare ca să o duc acasă la celelalte scoici, să se bucure și ea. Deja am început să plâng din cauza la această scoică. Dar să vedem ce zic abonații în comentarii, care istorioară și care desen le-a plăcut lor cel mai mult. Iar câștigătoarea se va alege cu surpriza. Nu vine să cred ce se întâmplă aici. O bătălie foarte cruntă. Multe voturi sunt pentru mami și foarte multe pentru Melissa. Wow, cât de multe! Scrieți, mami mele mi, și votați pentru cea mai interesantă istorioară. A corăbioarei care așteaptă capitanul. Mami, la tine desenul este cu mult mai reușit. Dar a mea istorioara e mai interesantă. Nu știu, am două veți, foarte multe voturi. Pe cine să o alegem? Atunci mergea surpriza pleacă la ambele. Dar apropo, și ea este cu efect dublu. Dacă o bagi în apă fierbinte, are o culoare. Și dacă o bagi în apă rece la mami, are o altă culoare. Deci, hai să o dăm un pic Melissei și după aceea un pic mami. Să vedem care este efectul. Oh, nu cred! Ce sirenă frumoasă! Numai că ești cam dezbrăcată. Mie-mi este frică, mă uit la tine. Vai, și ce accesorii are! Ia să vedem, să testăm! N-am observat ce păr blond și lung! Are o cosiță până la călcâi. Ia. Și... Ce? De frig îți schimbi și tu culoarea, da? Ce-i, mami? Este vreun efect? Da, în apa asta se transformă în 5 secunde. Uite, din roz s-a făcut mov. Ce frumoasă este sirena. Toate, dar văd că ceva scrie aici. Mai are vreun secret? Cred că da. Poți să pui și în apă caldă? Fierbinte, mami. Și se transformă iarăși culoarea. Melissa, uite cadoul nostru, putem să-l folosim și la tine în piscină. Ia-l în jacuzzi, toate, du-te, rog, vreau să văd cum se transformă înapoi în altă culoare. Ce frumos! Hai să o testăm și la Melissa, să vedem ce culoare va avea. Mami, păpușa ta s-a învinețit! Este toată mov! Ia să încerc și la mine! Poate se mai dezmorțește! Wow! Se face roz! Ce fain! Wow! Cred că păpușii îi place mai mult la tine în piscină. Pentru că ei place culoarea roz, nu? Tu știi vreo fată la care să nu-i placă culoarea roz? Ha-ha! Ce fain!